Situația epidemiologică la nivelul județului Suceava la data prezentului comunicat se prezintă astfel. În autoizolare la domiciliu 810 de persoane, în carantină instituționalizată 609 de persoane, 14.033 persoane ieșite din autoizolare, 2.086 persoane ieșite din carantină. În județul Suceava la data prezentului comunicat, din evidențele Direcției de Sănătate Publică Suceava, erau efectuate 13.768 teste. Au fost externate din spital 1.481 de persoane și au fost declarate vindecate 1.401 de persoane. Conform situației repartizării cazurilor confirmate COVID-19 până la data de 7 mai 2020 și a celor rămase în evoluție până la această dată, întocmită de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 968 cazuri COVID-19 în evoluție, din care 105 de cazuri în cele 8 localități limitrofe municipiului Suceava aflate în carantină și 304 cazuri în municipiul Suceava. Din cele 114 localități ale județului Suceava, un număr de 62 de localități nu înregistrează niciun caz COVID-19, iar un număr de 32 de localități au înregistrate un număr de maxim 10 cazuri, trendul la nivelul județului fiind unul descrescător. Pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe raza județului Suceava au acționat 472 de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne, din care 374 de polițiști, 94 de jandarmi și 4 polițiști de frontieră și 108 polițiști locali și 28 militari MAPN. În ceea ce privește acțiunile desfășurate în contextul COVID-19, acestea au constat în ultimele 24 de ore în 68 misiuni, cele mai multe pentru verificarea respectării interdicțiilor impuse persoanelor aflate în izolare carantină. Au fost verificate 522 persoane cu privire la respectarea interdicțiilor impuse și nu au fost aplicate sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de izolare. Au fost constatate și aplicate 31 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 49.725 de lei. Totodată au fost constatate 3 infracțiuni în context, fiind înregistrat un dosar penal în care au fost cercetate 3 persoane. În perioada de referință au fost depistate 25 persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației, pentru care au fost constatate și aplicate tot atâtea sancțiuni contravenționale în valoare totală de 47.000 de lei. Personalul Ministerului Afacerilor Interne, din cadrul dispozitivelor constituite pentru carantinarea municipiului Suceava și pentru asigurarea zonei de protecție, au constatat 15 fapte de natură contravențională, 6 pentru nerespectarea restricțiilor de circulație și 9 alte contravenții în context. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 10.305 lei, 6.000 pentru nerespectarea restricțiilor de circulație și 4.305 alte contravenții în context.